Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Te-ai putea gândi, păi am călcat cerbul, acum asta e, Dumnezeu să-l ierte de cerb, dar ce friptură și ce salam se poate face de cerb, pleci cu el. Nu este așa. Când calci cerbul cum ai? Eu vă spun că sunt foarte interesat de acest subiect, pentru că peste mine erau să dea, mă rog, nu cu cerb, da? Cred că de-alea, ciute, căprioare, ciute. Nu știu, în pădure la Corbeanca, acolo mai traversează fără să se asigure, mai... pe la ora 5:30-6 dimineața, și în fugă. Da. Norocitele, și se știe că nu traversezi în fugă, astea nu știu, sunt total needucate și traversează în fugă și erau de vreo două ori să... Bun. Situația e următoare. Un arădean a fost judecat fiindcă a vrut să ia acasă cerbul pe care îl călcase cu mașina. Mașină care, de altfel, era gata-gata să fie confiscată. Uh-huh. Deci, în cazul în care cerb, sunați la poliție. Nu este atât de simplu. În primă instanță, judecătorul dispusese inclusiv confiscarea mașinii. Ulterior, în apel, pedeapsa a fost îmblânzită, scrie Adevărul. Ce s-a întâmplat? Incidentul a avut loc pe un câmp din Arad. El șofa pe un drum agricol la volanul unui Hyundai, o să spun marca, deoarece... Iată ce zice, bărbatul i-a ieșit în față, citez, o turmă de cerbi. Acum eu nu cred că era o turmă de cerbi, poate era o turmă de un cerb și cu niște ciute sau niște însoțitoare, niște n-ai doamne și domnișoare. Poate erau niște cerbi, veneau de la meci, n-ai de unde să știi. Erau împreună. Da, și șoferul nu a mai putut evita impactul și a lovit un cerb, omorându-l. După care a pus animalul în mașină și a plecat în casă. Băi, asta zic, bă, dar ce mașină? Adică vorba aia, dacă dai peste un câine, Doamne ferește, pe stradă, nasol, îți sparge radiatorul, îți îndoaie tabla, sare airbag-ul, nu mai poți să mergi așa ușor cu mașina aia. Da, așa cu cerbul? Ăsta a dat peste cerb și l-a mai băgat și dar ce cerb era la mână? Că e greu să bași cerbul în mașină, orice cred, mașină aia avea. Cred că era un cerb de la mic tip Dragnea, de-a lui Dragnea. De 400 de euro. Dar nu cerb adevărat, trofeu 12-20 de mii de euro. Era un cerb pitic mic. Da. Mai cât un miel, așa, probabil. Da, da, da. Era un cerbișor. Sau olilant, un țap. Un ceva, țap. Un țap. Da. Un țăpuleț. Țapui cu căprioara. Țapui cu căprioara? Da. Bun. Asta este. Dar l-a văzut un vânător care a sesizat poliția. Pentru că invidios. El, probabil vânătorul, voia și el ceva cerb, nu prinsese, l-a văzut pe ăsta că am pușcat cu bara din dreapta față. Cerbul și-a sesizat la poliția. Fiind urmărit, bărbatul care a lovit cerbul a rămas blocat într-un șanț. A abandonat mașina și a plecat. Polițiștii au găsit mașina abandonată în șanț, iar în apropiere, într-un canal acoperit cu crengi, a fost găsit cerbul. Deci voia să-și ascundă friptura. Mamă! Criminalistul chemat la fața locului a găsit în mașină fire de păr de la cerb și o pată de sânge. Deci s-a făcut anchetă un criminalist Povestea a luat o altă turnură. Ăsta n-a dat cu mașina peste cerb întâmplător, mergea și el pe șosea ca noi și a dat peste cerb. Ieșise la vânătoare cu Hyundai. Ieșise la vânătoare cu mașina. De ce mașină, nene? Adică, am mai auzit serios? De cazuri, da. Bă, dar ce mașină? Da, ăștia la Mistreț. Ăștia fac jeep-uri? Hyundai da. Ăștia? Fac? Da, au vreo două. Da. Mă rog, SUV-uri, nu jeep. Păi și poți să mergi, mă, pe drumul agricol și să uite dai... că poți. Nu cred. Eu cred că da, probabil era o mașină mai veche, că așa se practică vânătoarea asta la noi, la țară, tu nu știi. Dar eu vreau să precizez asta. Bărbatul a spus că a urcat, citez, a urcat cerbul în mașină cu intenția de a-l duce la secția de poliție. Deci eu aș vrea să văd asta. Cum cineva știe că la secția de poliție a mai avut cazuri de domn care găseau obuze pe câmp, și duceau obuzele la secția de poliție, că na, ce să faci cu obuzul? Dacă tot l-am luat, îl duc la secția de poliție. Cum intri, bună ziua, cu cerbul pe umăr, știi? Ce? V-am adus un cerb. Poftiți, pac, și îl trântește pe masă. Aș vrea să văd scena asta. Și în cele din urmă, bun, omul a rămas cu mașina, a plătit o amendă, nu știu ce, e suspect de braconaj, probabil că ceva e acolo. Braconaj. Că n-are cum să nu fie braconaj. Dar mă întreb, bă, cine a mâncat cerbul? Că în știre nu se mai zice nimic. Deci unde a ajuns cerbul respectiv? Cine l-a mâncat? Cred că s-a făcut țap. Canal cu țap de bere. Ce mâncă? Crângile sunt pe afară. Ce e bun de mâncat e înăuntru. 7:48 de minute. Ne-am întors ieri dimineață. Surfăind, îmi venea să zic. Fiind pe Facebook, am găsit o postare a lui Alex Negrea, care propunea un subiect de discuție pentru colegii de birou. Să intre cine vrea pe pagina de Google, pe pagina de Google și să scrie cât costă.
Cât costă ce? Cât costă atât. Atât? Atât. Și hai de aici încolo să descoperi cam ce spune Google, cam ce recomandă Google. În funcție de ce ați mai căutat voi înainte și cred că și în funcție de locul în care sunteți și de obiceiul de căutat pe internet, hai să facem următorul joc. Fiți atenți. Ne sunați chiar acum, la 0372069599. Intrați pe google.ro, să zicem. Deschideți pagina google.ro și aici scrieți așa: cât costă? Puteți face lucrul ăsta și de pe telefon, să știți. Da, faceți un print screen și ne trimiteți nouă print screen-ul pe WhatsApp la 0728 3D1 3D2, da. Și citim noi la radio. Și Google vă oferă, scrieți doar atât: cât costă? Se deschide o fereastră în jos și Google vă oferă niște sugestii. Da. La tine ce scrie? La mine scrie așa: deci sunați-ne și faceți asta, facem în direct cu voi asta, să vedem ce iese. 0372069599. Eu am scris cât costă și am așa în ordine: cât costă un euro? Bun. Cât costă un rinichi? Asta e și la mine cu rinichiul, nu? Presupun că noi suntem localizați aici. Cred că aici e mult interes pe rinichi în partea asta. Cât costă un Lamborghini? Asta nu mi-apare. Nu ne-a localizat bine. Costă un Lamborghini? De ce mi-a oferă mie sugestii cât costă un Lamborghini? Nu înțeleg. Căuta Ferrari. N-am căutat nici Ferrari. Am căutat Dacia Spring odată. E probabil de Lamborghini. Și uite, Dacia Spring poți să plătești online? Plătești avans online? La ea? Mă rog, în fine, habar am. Cât costă un tatuaj? Asta sigur ai căutat tu. Nu. Cât costă gramul de aur? Aici am căutat, recunosc. Cât costă kilovatul de curent? Aha. Cât costă un aparat dentar? Cât costă o trotinetă electrică? Cât costă un kilovat de la Enel? Și la final, 2, 4, 6, 8, 10. A 10-a sugestie este: cât costă o cămilă? O cămilă? De unde cămila? Băi, nu știu, dar scrie mie așa apare, uite, aici. Asta cumva are sens. Cât costă închirierea castelului Bran? Bun și asta. Asta cred că a fost de interes în weekend. Cât costă un mic la Gil? Aici nu știu cum m-a localizat. Mic la Gil. Asta e o cărciumioară de mici care era faimoasă la mine, pe aici în București. Cât costă în engleză? Viorel, bună dimineața. Stă în engleză. Bună dimineața. Salut. Ai făcut și tu încercarea asta? Și în franceză. Am făcut îmi spune cât costă traducere în engleză. Aha, dar cât... undeva mai jos, da? Cât costă România? Oho. 21 de miliarde de euro. Ok. Și răspunde imediat. Și ceva mai devreme, da? Cât costă Clujul? Cât costă Clujul? Deci, bun, de curiozitate, de unde ne suni? Din Onești. Din Onești. Deci în Onești. Mulțumim tare mult. Uite, asta, cât costă Clujul. Ne-a trimis cineva un print screen: cât costă un forint? Da. Cât costă un sac de ciment? Da. Aia cu gramul de aur se repetă. Cât costă un kilogram de smochine? Oare de ce? Și cât costă o placă de rigips? Asta e important, să știi cât costă un placă de rigips. Really? Bogdan, poate bună dimineața. Să-ți spui. Salut. Mie mi-apare cât costă un aparat dentar. Așa și George. Și mie. Gramul de aur. Da. O ședință de kinetoterapie. Kinetoterapie. Ieri am făcut una, da. Important. Costă mult, să știi. Un rinichi. Da. V-a apărut și vouă? Da. N-a apărut rinichi. Să închiriez castelul Bran. De unde ne suni? Poate acum cu... Din Craiova. Aha. Mulțumim tare mult. Da. Uite, m-am mai uitat pe ce am primit pe WhatsApp, dincolo de cele comune cu implantul dentar și așa mai departe. Cât costă o butelie de aragaz? Băi, mai există butelii de alea? Da, pentru că încă poți să mai faci lucruri cu ele. Grătar, presupun. Dar nu cred că mai există butelia aia de aragaz, cum avea bunica, aia albastră. O găsești în benzinărie, aia albastră. E un pic mai mică, nu e chiar atât de mare. La aia mă refer, aia, butelia adevărată. Asta, dar aragaz de campanie? Da, mă, butelia adevărată. Eu din ce văd din mesajele care curg în valuri ale ascultătorilor noștri, sunt câteva spețe comune, vreo 7-8, și fiecare are câte ceva deosebit. Uite, de exemplu, Pavel are cât costă o monedă de 50 de bani din 1989. Se vând astea? Bănuiesc că da, sau fi căutat el ceva de genul ăsta, știi? Ok. Hai să vorbim cu Simona. Bună dimineața! Bună, Simona! Bună dimineața! Mie mi-apare cât costă închiriatul castelului Bran, da. Cât costă un aparat dentar, da. Cu rinichi, cât costă un kilogram de trufe,
cât costă, nu știu de ce mi-apare mie, un test de osteoporoză. Ok. Cu trufele pe bogăție, dar osteoporoză. Da. Nu înțeleg. Așa. Cât costă la ceva legat de E.ON, îmi apare, cât costă așa. Mă întreabă din nou pe mine cât costă o butelie și unde se găsește. Iar nu știu de ce, că cred că mai sunt în zona noastră butelii, dar este posibil. Da? Și mai am o întrebare. Cât costă un atelaj? Un atelaj. Ai cal? Se referă la cal, ceva, nu știu, ai atât cal? Cât costă un atelaj. Ai scris vreodată cal putere pe Google, ceva? Nu, atât scrie. Cât costă? A, posibil, am căutat ceva odată pentru mașină, pentru pasaj și posibil că n-am, știu, fi scris eu pe acolo ceva, cai putere, ceva. Uh-huh. Dar în rest, nu. Mișto. Mulțumim, Simona. Robert, bună dimineața, ești în direct. Robert. Robert. Bună dimineața! Salut, ia zi tu! Bună dimineața! Mie, față de gramul de aur, un rinichi, și așa eu mai am unul care funcționează cum trebuie, dacă îl mai dau și pe ăla, nu știu ce o să mă fac, da. Pe lângă închirierea castelului Bran, euro, am metru cub de gaz, okay. Toate că eu nu folosesc gazul, și metru cub, un test de osteoporoză, da. Și... cât costă un kilogram de trufe? De trufe? Asta cu trufele, deci mie mi se pare interesant că lumea vrea să afle cât costă un rinic și un kilogram de trufe. Ia uite, care e legătura? De, da, care da. E, de ce e atât de popular cât costă rinichiul? Cât costă rinichiul? Pare toată lumea în România pare interesantă. Suntem în criză? Da, cât costă rinichiul? E o perioadă destul de dificilă? Nu știu de ce. Ștefan din Freiburg îi apare când caută pe google.ro cât da. Costă un kilogram de cupru la fier vechi. Ștefane, vezi ce faci pe acolo. Ai browserul deschis? Ești da, în Google? Da. Mai caută ceva, zi. Mai avem un minut și... Zi, un palet de BCA. Scrie și tu, ce a zis? Ce a zis? Ce a zis vulpea la arit? Așa? Ce a zis Buhnici? Așa? Ce a zis Delia, ce a zis Dâncu, ce a zis Andrei Marca, ce a zis Delia despre copii, ce a zis Daniela Iliescu? Ah, e bun. Și ce a zis, uite, mie mi-a apare... Și ce a zis Dabija? Ei, ce... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.